vezi că domnul profesor a luat Oscar. Zic, Oscar în România știam că există, știam că există numai la filme. Este la filme, dar asta este Oscarul de excelență. Oscarul de pentru normal, pentru activitatea care o desfășurați. Activitatea pe care o desfășurați. Da, deci nu știam și e o chestie interesantă. Și eu am venit ca să vă arăt. Dar cine dă o comisie? Este o fundație. O fundație și este o comisie formată din multe personalități din toate domeniile de activitate, în care fac parte și cei care au primit Oscarul în anii anteriori. A, deci cum primești Oscarul, cum... Cum faci parte din comisie și ai dreptul de a propune pe cineva, după aceea se supune la vot și funcție de voturile care sunt acolo și numărul de Oscaruri care se oferă, cei care sunt pe primele locuri primesc acest stimulent din partea organizatorilor. E numai onorific sau ești? Nu, este onorific. Numai onorific. Adică nu ești cu bani? Nu. Dar oricum e o chestie că înseamnă că se recunoaște munca care ați exact depus-o, care ați făcut-o, adică na, să văd rezultatele, să reflectă în ceva. Da, e foarte deci interesant. Anul trecut, de exemplu, l-a primit și cosmonautul Dorin Prunariu. Dorin Prunariu, da. Și bineînțeles, mulți alți cercetători, da, academicieni, artiști, actori, cântăreți, funcție de ceea ce s-a considerat la momentul respectiv. Dar noi vom discuta despre cu totul și cu totul altceva astăzi. De când această pasiune a dumneavoastră pentru fizică și invenții? În urmă cu secole, în urmă cu secole, deci din secolul trecut oricum este asta. Problema este că au trecut zeci de ani de zile, dar înainte de a intra în lucrurile acestea vreau să fac un apel. Am văzut pe foarte multe ecrane, când vorbesc de ecrane vorbesc de televiziuni diferite, că există o problemă deosebită la niște copii referitor la oase. Se spune că este o afecțiune oase de sticlă. Și chiar în discuția noastră din seara aceasta aș vrea să discutăm despre refacerea oaselor și fac un apel către părinții acestor copii, dacă doresc, noi îi putem ajuta pe acești copii și să urmărească în continuare ceea ce voi demonstra eu, că prin ceea ce eu am inventat și am realizat, una din afecțiunile care are rezultate deosebite și pot spune că este singura metodă din lume de refacere a sistemului osos, indiferent de vârstă și indiferent de problemele pe care le au persoanele respective, prin studiile și cercetările pe care le-am făcut, am demonstrat în mod indubitabil că oasele se pot reface. Ceea ce, bineînțeles, medicina alopată spune că nu este posibil, dar noi vom arăta adică că este posibil. Adică porțiunea care, dacă se zice, presupunem, dispare o porțiune, aia se reface, nu că se lipesc. Nu, că nu crește osul. În situația în care se micșorează densitatea osului. A, am înțeles acum, da. Deci în care se micșorează densitatea osului, el îl vine și se reface la densitatea normală. Deci o afecțiune, lateria, de exemplu... Lateria, practic, da, să înțeleagă, da, omul, lateria care trebuie să aibă. Adică exact, lateria care trebuie să aibă. Osteoporoza. Osteoporoza, da. Osteoporoza este vindecabilă, deci noi o putem vindeca. Am intervenit ca să nu înțeleagă că spectatorul crescește și... Nu, deci nu se face o crește. Deci am tăiat 10 cm dintr-un os, el crește... Sau unul care are piciorul scurt de la cură să-i crească. Nu. Am înțeles, deci revine osul la lateria normală. La duritatea normală. Exact. Chiar pot să vă dau un exemplu. Am avut un caz acum 3 ani de zile, 3 ani și jumătate practic, o colaboratoare de-a mea, cadru universitar la Politehnică la Iași, a fost la un congres în Berlin, în Germania. Și a vrut să viziteze, în decembrie era, a vrut să viziteze o statuie și a hotărât să treacă dincolo de lanțurile care erau în jurul statui. S-a împiedicat, a căzut, a făcut o fractură triplă la tibie. Am vorbit cu dumneavoastră la telefon, i-am recomandat să poarte acești biofitomodulatori și anul trecut, în luna august, îmi dă telefon și îmi spune, zice, domnule profesor, am fost și mi-am făcut o nouă radiografie. Și profesorul universitar care m-a avut sub urmărire de la spitalul din Iași
Mi-a spus că dacă nu veneam la dumnealui imediat după ce am avut accidentul respectiv și veneam acum și îi spuneam că am avut fractură și triplă fractură, îmi spunea în față că am mințit. Fiindcă atât de bine s-a refăcut osul, încât nu se mai cunosc fracturile care au fost făcute în zona respectivă. Și pentru a vă demonstra lucrul acesta, am să rog din regie să ne dea prima imagine pe care vrem să o prezentăm. Este vorba de coloana vertebrală a unui pacient, mai bine, sau unei paciente, în vârstă de 66 de ani. Lăsați imaginea aceasta mai mult pe ecran. Se observă în partea stângă cât de erodată este coloana vertebrală. Iar ceea ce vedeți în partea dreaptă este imaginea aceleiași coloane după 9 luni de zile de la începutul tratamentului. Este vorba numai de acești biofitomodulatori care se fixează pe corp, în, dacă se poate să, să-l vedem, se fixează pe corp în anumite puncte, funcție de analizele și consultările pe care le face medicul specialist, și ele acționează fără a veni din afară cu absolut nimic, niciun medicament, nimic altceva. Deci acestea se pun pe corp și ele lucrează singure asupra sistemului nervos. Imaginea următoare, deci, ne arată că la început densitatea osului era la 40% și în timp, după 9 luni de zile, a ajuns la 48%, unde boala a fost învinsă. Imagine care sunt arătate acum pe ecran. De la acest caz particular, am început niște studii foarte aprofundate cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, recte cu Facultatea de Medicină Veterinară, unde am făcut studii foarte amănunțite și foarte bine documentate pe refacerea oaselor. Și aș vrea să ne dea din regie imaginile următoare. Prima dată am început experimentele. Pot să vă spun că toate aceste rezultate fac parte dintr-o teză de doctorat care va fi susținută în toamna acestui an la această universitate și sunt convins că va avea un succes deosebit, fiindcă studiile au fost făcute pe durata 4 ani de zile și foarte, foarte aprofundate și foarte bine documentate. Deci prima imagine, vă rog. Deci am considerat un lot de oi care le-am împărțit în două grupe. Unele au purtat biofitomodulatorii, celelalte au fost martori. Și veți observa modul în care s-a lucrat. Imaginea următoare. Deci se observă, au fost 6 oi, 3 cu biofitomodulator, 3 fără biofitomodulator. Toate oile au fost de la aceeași sursă, de aceeași greutate, întreținute în aceleași condiții. Imaginea următoare. Se observă cum s-a făcut operația respectivă, s-a anesteziat animalul și s-au luat probe din osul animalului respectiv. Imaginea următoare, se arată cum s-a așezat biofitomodulatorul pe blana animalului, s-a dezinfectat și am început să urmărim ceea ce se întâmplă. În imaginile următoare, vom observa efectul pe care acești biofitomodulatori îl au asupra osului respectiv. Vă rog să ne dați imaginea următoare. Și se observă, în partea stângă avem martorul, în partea dreaptă avem cel care a avut biofitomodulator. Practic se vede diferența între cele două țesuturi osoase. Cel din dreapta este mult mai dens.
După o altă perioadă de timp, se observă în acest caz, o să mă apropii un pic de imagine, se observă în partea dreapta cum se formează trabeculele de os, deci os masiv, pe când în partea stângă, la 14 zile, se formează țesut conjunctiv, adică este un fel de intermediar între os și cartilagiu. După 21 de zile de la începerea tratamentului, imaginea următoare, se observă în partea dreaptă la cei care au avut biofitomodulatori că s-a format un os compact, pe când dincolo s-a stabilizat țesutul conjunctiv. Din cauza aceasta și la persoanele care au fracturi se întâmplă ca periodic să revină fracturile în locurile respective, fiindcă acolo între oasele, cele două oase unde a fost fractura, se formează os și se formează acest țesut conjunctiv. Pe când în cazul celălalt se formează os compact care sudează cele două părți având aceeași duritate, aceeași intensitate și practic la o radiografie nici nu se mai observă că acolo a fost fractura. Nu se observă că acolo a fost, că ce știam eu de la fracturile care sunt normale să facem locul la o depunere de calciu mai aiurea, mai... Da, este vorba de calus. De calus, da. Da, este vorba de depunere de calus, dar aici totul se formează, pe forma osului, pe forma osului respectiv. Mergem mai departe. Următorul experiment. Avem imaginile. Da, în cazul acesta am făcut experimentele pe șobolani. Aici am avut și o mică surpriză, fiindcă ați văzut în cazul anterior, am fixat biofitomodulatorii pe animalul respectiv. În acest experiment am așezat biofitomodulatorul la fel, pe animal. Dar a doua zi, când ne-am dus să vedem ce fac animalele, să le hrănim, să le dăm apă, am observat că niciunul dintre ele nu mai avea biofitomodulatori. Și le-a dat jos. Dar nu, cum se lipește acel... Se coase, nu se lipește. A, se coase. Se coase. Și pe ce principii funcționează? Că pe telespectatorii haideți să explicăm ce avem de făcut aici și ca să vă explici principiile, mai trebuie vreo două emisiuni. Ah, ok. Și atunci, profesorul Oana a hotărât să nu mai pună biofitomodulatorii pe animal și să le pune pe partea exterioară a cuștilor. Se și vede în imaginea de acolo că biofitomodulatorii au fost așezați pe pereții cuștilor, imaginea de jos din dreapta. Lucru care ne-a dat nouă un impuls deosebit. De ce ne-a dat impulsul deosebit? Fiindcă putem aplica asemenea biofitomodulatori în anumite zone, case de locuit, studiouri de televiziune, birouri, unde modifică mediul de acolo și face ca oamenii de acolo să simtă foarte bine, să-și mențină starea de sănătate sau chiar să își refacă starea de sănătate. În cazul acestui experiment ne-a interesat două lucruri. Am urmărit parametrii care produc os, este vorba de fosfataza alcalină, ce este o fracțiune osoasă și este produsă de osteoblaste, și de osteocalcin, care este o proteină produsă de osteoblaste. Acestea amândouă dau posibilitatea formării osului normal, osului sănătos. Și s-a observat în imaginea următoare, cealaltă cu graficul, vă rog, că osteocalcinul se formează, vedeți acea linie roșie, el se formează foarte rapid.
are o creștere rapidă în primele ore, în primele zile. Ce rezultă de aici? Rezultă că vindecarea se face foarte repede și vindecarea se face cu obținerea unui os sănătos. În graficul următor, la fosfataza alcalină se observă chiar mai mult decât în primul caz, creșterea extraordinară, linia roșie, la cei care au avut biofitomodulatorii față de linia albastră la ceilalți. Practic se poate economisi cam 50-60% din timpul de vindecare, dar și cu obținerea unor rezultate deosebite, deci obținere de os, nu de țesut conjunctiv. Deci, concluzia este că acești biofitomodulatori stimulează procesele de vindecare osoasă începând cu perioada imediat următoare producerii leziunii. Procesele de vindecare evoluează într-un ritm alert în primele 2 săptămâni, fa demonstrat de creșterea valorilor osteocalcinului și fosfatazei alcaline. Ceea ce este foarte important este că rezultatele obținute la testele paraclinice sunt în concordanță cu cele clinice și histologice, fiindcă s-a mers pe 3 etape, clinic, histologic și paraclinic, din ceea ce s-a văzut. În partea a patra a prezentării noastre în această situație, avem o parte din teza de doctorat la Universitatea de Medicină din Cluj-Napoca, unde s-au folosit acești biofitomodulatori ca barieră de membrană în sinusul lift. Adică, pe înțelesul tuturor, la persoanele care nu au os suficient pentru a li se face implanturi, e nevoie de creșterea cantității osoase. Sau la persoanele care au o densitate foarte mică în osul de la cavitatea bucală, nu se poate strânge șurubul respectiv ca să faci implantul și atunci, punând asemenea biofitomodulatori, crește densitatea osului și se poate face implant. Ce au făcut cei de acolo? În primul rând, au studiat această metodă, folosirea acestor biofitomodulatori, în paralel cu metoda clasică de folosire pentru a crește masa osoasă sau pentru a mări densitatea osului respectiv. Și în imaginile care urmează ne arată diferite afecțiuni și modul cum ei lucrează și ce folosesc pentru a repara aceste probleme. Noi o să ne oprim la material și metodă, deci un pic mai mergeți cu imaginile. În cazul acesta am făcut studiile pe 10 oi. 10 oi de aceeași vârstă, de 10 luni, greutate 30-31 de kilograme, care au fost crescute în aceleași condiții. Au fost împărțite la fel în 2 grupe, una cu biofitomodulatori, una fără grupe de biofitomodulatori. Și evaluarea clinică a rănilor postoperatorii în cele 2 grupuri de oi a fost realizată prin evaluarea radiologică și în final prin examen histomorfometric a țesutului osos recoltat la 3 luni postoperator. Și se vede cum s-au anesteziat animalele, un pic mai jos, se vede cum s-a făcut operația, cum s-a luat țesutul osos de acolo. De data aceasta am implementat biofitomodulatorii sub pielea animalului. Deci s-a făcut o incizie și s-a fixat biofitomodulator, se vede foarte bine în imaginea de pe ecran. După care a fost dezinfectat și ceea ce este important, ele au fost crescute în același mediu, fără niciun alt tratament alopat. Deci hrănite și urmărit. Observat la evaluarea radiologică, în stânga este martorul, în dreapta este cele care au avut biofitomodulator. Se vede dintr-o dată și ca mărime și ca densitate, mult mai bun osul la cele cu biofitomodulator. Iar la evaluare histomorfometrică, imaginea următoare, se observă
că față de metoda clasică care este în stânga, unde am avut o creștere a osului de 1,48 mm, în partea dreaptă, la cele care s-a folosit biofitomodulatori, am avut o creștere de 3,14 mm. Deci de două ori și aproape de trei ori am avut creșterea cantității osoase. Iar în vitro, la imaginea următoare, vă rog să observați în paharul din dreapta, unde practic a ieșit din pahar, păcând dincolo este undeva în paharul respectiv. Deci mi-arată și aici, în vitro, o creștere masivă a osului respectiv. Ca rezultate, observăm în imaginea următoare, în partea stângă sunt cele fără biofitomodulatori, în partea dreaptă cu biofitomodulatori, și se observă la evaluarea histologică SEM densitate mult mărită a osului în situația în care s-au folosit biofitomodulatorii. Iar prin microscopie optică, imaginea următoare, se observă în partea stângă la martor că zonele roșii sunt zone de osteoid nemineralizat, zonele verzi sunt zone de os mineralizat matur, iar în partea dreapta se observă că osul este compact, este perfect la ceea ce trebuia să obține. Deci, cu această lucrare, persoana respectivă și-a luat doctoratul în medicină stomatologică. Bineînțeles, asta este o parte din lucrare, a mai avut și alte studii, dar ne-a arătat foarte clar și foarte bine documentat cum asemenea biofitomodulatori pot fi folosiți și în această situație. Fiindcă sunt persoane la care practic nu se mai poate lucra stomatologic, neavând osul cantitativ sau osul din punct de vedere al densității pentru a lucra așa ceva. Deci, astea sunt cercetările noastre, astea sunt rezultatele, și mai fac încă o dată un apel la acei părinți care au copii cu acea boală a oaselor de sticlă, anunțând de la început că tratamentul pe care noi îl vom recomanda acestora, dacă doresc să vină cu copiii la noi, nu îi va costa absolut nimic. Deci va fi oferit de Centrul de Medicină Naturală Ancu Dincă. Așteptăm să vină, vrem să-i ajutăm, acum depinde și de dumnealor, dacă vor sau nu vor. Dacă acum sunt alte întrebări, cu cea mai mare plăcere vă stau la dispoziție. Da, unde vă găsesc oamenii dacă sunt interesați de acești Știu că n-am voie să spun pe post unde ne găsesc. Da, dar la Centrul de Medicină Naturală Ancu Dincă există și un spot publicitar. Ne pot căuta, pe internet, ne găsesc, dacă cer Ancu Dincă este suficient, dar putem da site-ul, după cum știu, viatasienergie.ro, deci viatasienergie.ro, și acolo găsesc telefoanele noastre de contact, mail și toate celelalte care doresc. Dar eu sunt convins că televiziunea va face și un spot unde, în special pentru acei copii care sunt cu problemele acestea de oase, să-i putem sprijini și ajuta. Deci încă o dată e gratuit, am înțeles, tratamentul pentru copii. Deci tratamentul este gratuit. Acești biofitomodulatori pe care noi îi vom oferi nu va costa nimic. Că va fi nevoie de unul, că va fi nevoie de 10 sau de 15, depinde în urma testării pe care o fac medicii mei. Dar deci aceștia nu vor costa absolut nimic. Am înțeles. Deci ei trebuie în primul rând să vină să facă un consult medical la medicii. Da, se face o testare și în funcție de testarea respectivă noi recomandăm acești biofitomodulatori. Ei trebuie să respecte anumite lucruri. Bineînțeles că vom face un contract în care ei se vor obliga, dacă iau acești biofitomodulatori, să-i și folosească. Să-i și folosească, normal, că nu o să iasă. Și după aceea să și fie urmăriți în timp, să vină la control. Da. Și cum se aplică acești biofitomodulatori? Se fixează pe corp în anumite puncte cu leucoplast. Sau se fixează pe lenjeria intimă. Și cât timp trebuie purtați? Nu știm.
funcție de... În funcție de fiecare subiect, bănuiesc. Funcție de ceea ce rezultă în urma controalelor, dar oricum la refacerea oaselor numai puțin de 3 ani de zile. Dar trebuie purtați permanent? Trebuie purtați permanent zi și noapte, se dau jos numai când se face baie. Asta vreau să mă întreb, deci dacă face baie, îl dă jos. Ca să nu se distrugă. Să nu se distrugă, să nu se distrugă, nu se bagă în mașina de spălat să se spele și atâta tot. Din ce sunt formați? Că în compoziția lor sunt plante. Plante. Deci numai plante. Și sunt într-o casetă de plastic. Atât. Au valabilitate 10 ani de zile din momentul din care sunt folosiți prima dată. După ce își termină problema o persoană, poate să le ofere altcuiva pentru a fi refolosite în limita celor 10... A timp de 10 ani ei au valabilitate. Da. Clar. Da. Și acum să cerem din regie și un film, să mai trecem și la o altă etapă a... Dar copilul cum își dă seama, adică părintele cum își dă seama copilul care, o întrebare care este importantă, care problema respectivă, adică face fracturi ușoare? Da, fracturi foarte dese, unii adică din ei nu pot merge, deci cum s-a ridicat, poate să facă o da, fractură. Da, deci în clipa când fac fracturi dese fracturi sau astea, frecvente, atunci să, pot să, adreseze să ni se adreseze nouă. Da, deci îi dă niște semne boala respectivă. Da, adică nu, dar ei sunt deja luați în evidență, fiindcă sunt copii care practic nu își pot ține gâtul decât foarte târziu, nu stau în funduleț. Adică sunt niște semne Nu sunt semne adică evidente, sunt semne evidente, dar ei sunt luați în evidență, de la, practic înțeles. De la naștere sunt luați în evidență, de acolo se știe că ei vor avea asemenea probleme. Am înțeles, probleme. Era important și asta, spun, da. Din punctul meu de vedere. Da, sigur că da. Da. Bine, regia, ne mai dați, mai avem un film sau ce mai avem? Da, mai avem două filme, să ne dea pe primul dintre ele. Vă prezentăm un pacient pe nume Rusu Ion, venit astăzi pentru prima dată la mine. Vă rog să ridicați mâna și răsuciți-vă un pic cum mai ridicați mâna, cât puteți dumneavoastră. Răsuciți-vă să vizneți cu spatele la mine. Atât. Întorceți-vă cu fața. Lăsați mâna jos. Avem în fața noastră pe domnul Rusu Ion, care în urmă cu câteva zile s-a prezentat pentru prima dată. A urmat tratamentul prescris de mine 4 zile și să observăm acum ce s-a întâmplat. Dacă se observă ceva în aceste 4 zile, dumnealui are o problemă destul de delicată, deci este practic un cancer. A avut o explozie extraordinar de puternică. Observăm că, față de prima dată, culoarea este schimbată. Se observă că nu mai este atât de umflat.
v-aș ruga să ridicați mâna cât puteți dumneavoastră și să vă întoarceți un pic spre așa, atât, atât. Mai puteți să ridicați mâna? Atât. Nu forțați. Întorceți-vă mai mult. Mai mult. Așa. Întorceți-vă cu spatele la mine. Mai mult. Mai răsuciți-vă. Observăm că și aici în spate s-a mai desumflat și s-a desumflat destul de mult față de prima dată. Am să rog pe domnul Rusu să ne spună în câteva cuvinte ce efecte a avut după ce a pus pentru prima dată aceste dispozitive. Vă rog să vă întoarceți cu fața și vă rog să-mi spuneți ce reacție ați avut dumneavoastră, deci vineri ați venit la mine, sâmbătă, ce s-a întâmplat? Sâmbătă am avut stare de bombă, n-am putut să văd nimic. Duminică a fost ceva mai bine. Dar apa pe care ați energizat-o și ați băut-o, ați vomat-o și pe ea? Nu. Mâncarea. Numai mâncarea. Da. Și duminică, ce s-a întâmplat? Duminică am mâncat un pic, dar tot cu stare de bombă, dar fără să vomit. Da. Și ieri și astăzi? Am mâncat, am băut apă energizată. Azi am mâncat mai bine decât ieri. Deci din ce în ce organismul a început să primească, da, să primească hrană, da? Da. Domnul Rusu, din punctul meu de vedere, sunteți pe drumul cel bun. Sunt numai câteva zile. Să observăm ce se va întâmpla în continuare, dar eu sunt convins că rezultatele vor fi cele pe care ni le dorim cu toții. Deci o însănătoșire totală a dumneavoastră. Deci un caz deosebit. Noi am demonstrat științific, am și participat la un congres internațional la Glasgow cu cercetări în care am demonstrat că acești biofitomodulatori mișorează temperatura masei tumorale cu 2,2 grade. Ce se întâmplă în această perioadă, în această micșorare? Celulele canceroase nu se mai divid. Nemai divizându-se, nu se mai înmulțesc. Totodată, acești biofitomodulatori dau energie organismului ca el să poată resorbi și elimina tumoarea respectivă din organism. Deci astea sunt cele două lucruri extraordinare pe care le fac biofitomodulatorii. Odată, mișorează temperatura, tumoarea nu se mai divide, deci nu se mai înmulțește și dă energie organismului ca să poată elimina. Dacă tumorile sunt foarte mari, se pot restrânge, dacă sunt împrăștiate, și atunci poate interveni medicul specialist, chirurgul și să o elimine prin metodele obișnuite, fiindcă noi nu spunem niciodată că numai metoda noastră este bună, alte metode nu este bună, sau medicina alopată nu este bună. Medicina alopată este bună, are rolul ei, dacă e nevoie de o pastilă, trebuie să dăm pastilă, dacă e nevoie de injecție, trebuie să dăm injecție, dacă e nevoie să facem operație, trebuie să facem operație. De-aia nici nu sunt de acord cu terapii alternative, cu denumirea de terapii alternative, complementare. Adică să luăm din fiecare terapie ce este mai bun pentru pacientul respectiv. Pentru a vedea un alt film trebuie să mai așteptăm, dar vă rog să-mi permiteți să mai spunem și telespectatorilor unde ne deplasăm în perioada următoare. În perioada 25 februarie, 3 martie, vom fi la Arad, la Galeria Mall. Deci 25 februarie, 3 martie, vom fi la Arad, la Galeria Mall, unde vom avea un stand, vom fi cu un medic prezent acolo și vom da și consultații celor care doresc. Pe data de 28 februarie voi avea o conferință la Sibiu, la Hotel Ramada, la ora 17. Deci la Sibiu, pe 28 februarie, voi avea o conferință la Hotel Ramada, la ora 17. Iar în perioada 1-3 martie, tot la Sibiu, vom da consultații în strada Uzinei numărul 2. Deci 1-3 martie, la Sibiu consultații, strada Uzinei numărul 2. Pe 7 martie, voi avea o conferință la Iași, la ora 17,
la Casa Cărții. Deci 7 martie, conferință la Iași, la ora 17, la Casa Cărții. 15-16 martie vom fi la Turnul Severin, unde vom da consultații, iar conferința este pe 14 martie la Casa de Cultura Tineretului. Deci pe 14 martie la ora 17:30 vom avea o conferință la Turnul Severin la Casa de Cultura Tineretului, iar pe 15 și 16 martie vom da consultații. Vom da consultații în 29 și 30 martie la Oradea, deci 29-30 martie la Oradea. Și de asemenea vom fi în perioada 29-31 martie la Cluj-Napoca, la Julius Mall, unde ne vom întâlni cu cei care doresc și de asemenea voi fi însoțit de unul din medicii de la centrul din București. De asemenea, în perioada 4-6 aprilie vom da consultații la Galați, la Centrul de Consultanță Ecologică, strada Basarabiei numărul 2. Deci 4-6 aprilie vom fi la Galați, tot cu unul din medicii de la centrul din București, la Centrul de Consultanță Ecologică, strada Basarabiei numărul 2. Și în aprilie vom avea și o conferință la Piatra Neamț, pe 11 aprilie, și consultațiile vom da pe 12 și 13 aprilie tot la Piatra Neamț. Spre sfârșitul emisiunii o să mai anunțăm o dată aceste deplasări, dar nu fără a anunța că pe 24 mai anul acesta, la Hotel Royal București va avea al 5-lea congres Ancu Ding. Cei care doresc să vină la congres sunt așteptați și intrarea este liberă. Deci acum, unde e Hotelul Royal ăsta? Hotelul Royal București este pe Bulevardul Unirii, lângă tribunalul, lângă fostul magazin, cum îi spunea... Unirii? Nu, mai sus de Unirii. Cocor? Magazinul acela de copii. Nu știu. Junior. Fostul magazin Junior. Ah, Junior, de la Junior. Da, unde da, era da. Junior. Deci da. Un pic mai... mai sus. Și să ne dea din regie și ultimul film, sunt prezentate mai multe ultimul film din ziua de azi. Mai multe cazuri. N-ați plătit biletul pentru film astăzi. Da. La sfârșit. La sfârșit? Da. Mataca, ești pregătit? Întotdeauna. Vreau Mataca, dai drumul filmului. Băiețelul Cristian, la vârsta de 6 luni, a început să facă roșu în gât, repetat, acum are 9 ani. La 3 ani am descoperit că este alergic. După care am fost la alergolog, i-a dat medicamente și nimic. Deci el în continuare făcea roșu în gât, lunar. După care l-am văzut pe domnul Dincă și am venit la dumnealui. Ne-a făcut acea testare cu aparatul de biorezonanță și a descoperit un diagnostic pe care niciun alt spital și nu, făcând analize, nu l-a descoperit. I-a pus acei plasturi sau dispozitive, cum se numesc. Și de 3 luni le poartă și în prezent, mulțumesc Dumnezeu, este, eu spun că este foarte bine, foarte bine față de ce a fost. Fetița, în urma unei căderi, a căzut, s-a lovit la cap, în spate. La o lună de zile, ochișorii au început să-i vină spre rădăcina nasului. Știind de domnul Ancu Dincă de la băiețel, am venit și cu ea și am aflat că era destul de grav ce avea ea la cap. I-a pus și ei acele dispozitive. Ochii s-au, după, ce să vă spun, deci astăzi cum ar veni, i-a pus acei plasturi. Și a doua zi, ochii s-au fixat pe axa lor normală și în ziua de astăzi sunt la fel, deci bine. Din punct de vedere al sânilor, mi s-a găsit la mamografie un nodul care măsura 5x3. Am fost foarte îngrijorat, am fost trimis la operație și am zis totuși să vin la domnul profesor să vedem
ce se poate face. În urma consultației mi s-a dat dispozitive pentru am reglat sistemul nervos și pe sâni. După 2 luni am venit la control, timp în care m-am simțit foarte bine. Începând cu a doua zi, s-a schimbat complet starea mea. Am avut o stare de bine, totală. N-am mai avut dureri de cap, palpitații, dereglări ale ritmului cardiac, stări de panică care le aveam tot timpul și noaptea. Am făcut o ecografie să vedem ce mai apare la sân, care aveam o problemă majoră și nu-mi dădea pace. La ecografie, după 2 luni, dimensiunile au fost de 3x2,6, de la 5x3. Am zis că este într-adevăr o minune și acum merg în continuare cu dispozitivele care le am, inclusiv pe cel care îl folosesc pentru apă și care îmi face foarte bine. Când am ajuns acasă și am privit în urmă, mă cutremuram la gândul că am putut să fac față la așa ceva. Omenește nu era posibil. Ceea ce s-a petrecut cu mine acolo și chiar medicii spuneau, omenește nu-i posibil. Era mult mai ușor să mor decât să trăiești. În acea situație era mult mai ușor să mor decât să trăiești. Pe mine nu m-au lăsat durerile nici o secundă. Nici măcar atunci când mi se făcea morfina. Singurul lucru care reușea să mi-l facă un calmant era dacă mă doarme o oră, două sau trei. Pentru asta se lupta lumea medicală, să mă doarme. În 2002 am avut un diagnostic urât, am primit un diagnostic de neoplasm mamar, stâng operat. S-a constatat că este de fapt metastazic. Să fim siguri, am făcut noi chimioterapie la greu, să fim și mai siguri, să facem ședințele de radioterapie. Și le-am făcut. După 6 săptămâni de tratament, după acest tratament a început să pocnească sânul, să ardă, să curgă pielea. M-am făcut o rană și a început o durere cumplită de la Paști până în iarnă. Tot m-am pansat și m-am internat și am făcut tot ce se poate, se fibroza. Sânul se fibroza. În momentul în care nu am dispozitivele pe mine, coloana, deci pe mine mă afectează foarte tare la echilibru. Deci aș merge tot într-o parte fără ele. Din cauza echilibrului, da. Îmi lipsește și umărul, și coastă, și mână, și m-ar trage toate. Deci simt foarte o mare disfuncționalitate în momentul în care nu le am și bine puse. Funcționalitate pe ovare. Ceea ce s-a văzut imediat, ovare, rinichi, ficat, coloana, astea le-am simțit imediat. Mai urmează și mai stau să analizez, ori aici unde e amputația, e prea mare, știu, radiația asta de aici, o țin, o port, aici durerea nu încetează și pe partea unde e rana am uitat. Dânsul mi-a spus, poartă pe un tricou, un buzunărel, eu nu l-am făcut. Acum am făcut și poză să vedem ce efect va avea. Deci, după cum ați văzut în materiile respective, diversitatea afecțiunilor pe care noi le tratăm este foarte mare. Vorbim de diversitate atât la afecțiuni, cât și la vârstele pe care le au persoanele care se adresează nouă. Ceea ce este foarte îmbucurător pentru noi este faptul că la copii problemele se rezolvă mult, mult mai repede decât la oamenii adulți. Probabil că și tinerețea, probabil că și sunt mai ascultători decât celelalte persoane, oricum rezultatele sunt mult
mai bune într-o perioadă de, de timp mult mai, mai scurt. Ați văzut în mărturiile celor care i-am avut acum că aceste îmbunătățiri practic se simt aproape instantaneu cu folosirea acestor biofitomodulatori. Dar asta nu înseamnă că și vindecarea este instantanee. Îmbunătățirile sunt probabil după câteva ore, după câteva zile, la unele persoane pot apare după câteva săptămâni, dar vindecarea poate să dureze luni sau ani de zile. Fiindcă o boală care a acționat într-un organism 5, 10, 20 de ani nu poate fi rezolvată imediat, fiindcă aici este vorba de refacerea organelor, de refacerea sistemelor și acestea nu se refac instantaneu. Dar ceea ce este foarte important este că persoanele respective încep să le dispară durerile, încep să se diminueze durerile și încep să aibă o activitate care le face să uite cât de cât de problemele pe care le aveau până în momentele respective. Ceea ce este un câștig extraordinar de mult. Este vorba de această problemă a durerii, care împreună cu colectivul de cadre didactice de la Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca, coordonat de profesorul Liviu Ana, vom avea anul acesta chiar un studiu pe această problemă a durerii, să-i explicăm cum anume dispare durerea, ce elemente din organism se dezvoltă, ce este inhibat pentru ca această durere dispare. Noi avem mii și mii de cazuri unde dispare durerea, dar încă nu avem un studiu făcut științific să demonstrăm sau să explicăm, mai bine zis, dispariția acestor dureri. Dar important este, în primul rând, că noi avem rezultatele respective. Și vreau să vă spun că domnișoara m-a întrebat la începutul emisiunii cum funcționează, cum funcționează. Avem foarte multe cercetări cu foarte multe rezultate extraordinare, dar la ora actuală nu avem o explicație care să fie acceptată de toată lumea. Într-o asemenea discuție cu doamna profesor universitar dr. Andronescu, fostul ministru al învățământului, fost rector al Universității Politehnice din București, referitor la niște studii care le-am avut acolo și la faptul că nu găsim niște explicații, îmi spunea cu aproximație următorul lucru. Domnule profesor, sunt descoperiri de sute de ani pe care noi le aplicăm și nici la ora actuală nu știm cum să le explicăm. Dar le aplicăm fiindcă ne fac bine și fiindcă ne ajută. Probabil cineva mai devreme sau mai târziu va explica și cum funcționează acești biofitomodulatori ai dumneavoastră, dar deocamdată haideți să-i folosim acolo unde ei fac bine și să încercăm și în timp să dăm anumite explicații la modul cum funcționează. Ceea ce este foarte important pentru telespectatori și pentru posibilii viitori pacienți ai noștri este faptul că atunci când vin la noi, ei trebuie să știe că nu vin undeva unde li se va spune ca la ghicitor anumite probleme. Deci ei trebuie să vină dacă au documente pentru afecțiunile respective, fiindcă medicul își va da seama în ce zona organismului trebuie să caute, de când este afecțiunea respectivă, trebuie să vină cu produsele pe care le iau pentru afecțiunile respective, dar nu cu rețeta sau scrise pe o hârtie și cu produsul fizic, fiindcă noi și testăm dacă produsele respective sunt sau nu bune pentru organismul respectiv. Și de asemenea, trebuie să înțeleagă că schemele care medicul le dă după consultația respectivă trebuie respectată întocmai și trebuie respectat și anumite indicații care nu sunt deosebite. E vorba de un regim de viață. De regulă, medicul spune trebuie să vă plimbați 30 de minute pe zi. Nu pot, nu am timp. Păi, trebuie să faci și dumneata un efort. Că nu numai punerea acestor biofitomodulatori rezolvă anumite probleme. Trebuie ținut pentru anumite afecțiuni niște regimuri.
care probabil regim alimentar, regim de viață, care pentru unele afecțiuni este mai dur. Dar dacă vreau să rezolv o problemă, trebuie să fac și eu ceva ca exact să rezolv problema respectivă. Deci telespectatorii să nu se aștepte că numai prin punerea efectivă dar acestor biologi... Și la revedere, am făcut. Da. Fiindcă vreau să vă dau un exemplu, probabil că l-am mai dat, dar este bine de ținut minte. Am prezentat într-o emisiune televizată un anumit caz, cum am prezentat și acum. Și unul din foștii noștri pacienți dă telefon și ne spune cum adică persoane care au afecțiune ca dumnea ei, era vorba de o femeie, se fac bine și dumnea ei de 9 luni de zile de când a fost la noi nu are niciun efect benefic, din contră se simte mult mai rău. Din discuțiile pe care le-am avut cu persoana respectivă au rezultat următoarele. În primul rând nu și-a luat schema completă. În al doilea rând, biofitomodulatorii pe care i-a achiziționat, s-a ajuns acasă, i-a pus frumușel într-o bombonieră și bomboniera a pus-o în bibliotecă. Și se întreba după 9 luni de zile, ținând biofitomodulatorii în bombonieră și bomboniera în bibliotecă, că dumnea ei nu are niciun efect asupra dumnea ei. Păi ar fi fost foarte simplu să țin biofitomodulatorii la mine la centru, să vorbim prin telefon, zic, știți, am pus pentru dumneavoastră aici și o să vă rezolvați problemele. Deci trebuie să facă și pacientul un mic efort sau, dacă este problema, un efort mult mai mare. Și ceea ce este foarte important este să folosim acești biofitomodulatori pentru a ne menține starea de sănătate. Fiindcă atunci când deja starea de sănătate... Adică să iei preventiv. Să nu îi pui atunci când ești în... Fiindcă e mult mai simplu să mențin starea de sănătate decât să aduc organismul la starea de sănătate anterior. Nu știu cât timp mai avem, dar să mai spunem o dată totuși deplasările pentru cei care interesează. 25 februarie, 3 martie, vom fi prezenți la Arad, la Galeria Mall. Deci 25 februarie, 3 martie, la Arad, Galeria Mall. Vom fi însoțiți de unul din medicii mei de la București. Voi avea o conferință pe 28 februarie la ora 17 la Hotel Ramada la Sibiu. Deci 28 februarie ora 17 Hotel Ramada Sibiu conferință, iar în perioada 1-3 martie tot la Sibiu vom da consultații la strada Uzinei numărul 2. Voi fi însoțit de unul din medicii mei de la centrul din București. Pe 17 martie voi avea o conferință la Casa Cărții în Iași la ora 17, de 7 martie conferință la Iași, ora 17 la Casa Cărții. Pe 14 martie voi avea o conferință la Drobeta Turnul Severin la Casa de Cultură a Tineretului, iar pe 15 și 16 martie voi da consultații la Turnul Severin. În 29-30 martie vom fi la Oradea, deci 29-30 martie la Oradea, iar 29-31 martie vom fi de asemenea cu unul din medicii noștri la Cluj-Napoca la Julius Mall. Deci 29-31 martie la Cluj-Napoca la Julius Mall. 4-6 aprilie vom fi la Galați la Centrul de Consultanță Ecologică, strada Basarabiei numărul 2. Deci 4-6 aprilie la Galați la Centrul de Consultanță Ecologică, strada Basarabiei numărul 2. Pe 11 aprilie voi avea o conferință la Piatra Neamț și pe 12 și 13 aprilie vom da consultații în Piatra Neamț. Și nu uităm congresul Ancudincă din 24 mai 2013 la Hotel Royal București, lângă fostul magazin Junior, actualul tribunal al Bucureștiului. Dacă sunt întrebări... Da, vreau să vă întreb eu, în funcție de afecțiune, compoziția biofitomodulatorilor se modifică sau sunt aceeași? Adică plantele care sunt acolo? Deci, în el sunt aceleași plante. Atât că funcție de afecțiune, există altă schemă de fixare a biofitomodulatorilor pe organism. Fixare pe care o dă medicul specialist împreună cu aparatul cu care el diagnostichează și totodată testează beneficitatea acestor biofitomodulatori. Am înțeles. Deci e cu totul și cu totul altă schemă. Dacă mă doare
genunchiul, îmi pun altfel exact biofitomodulatorul. Și ceea ce este important, fiindcă ați zis un cuvânt deosebit, dacă mă doare genunchiul, noi nu tratăm nici genunchiul, nici capul, nici inima, nici ficatul. Noi tratăm organismul în ansamblul lui, deci holistic. Fiindcă dacă mă doare genunchiul, înseamnă că durerea vine și poate din altă parte. Și atunci eu trebuie să tratez organismul în ansamblul lui. Nu pot trata numai o bucățică din corp. Fiindcă multe persoane vin, pe mine nu mă interesează, mă doare mâna, tratați-mi mâna. Noi spunem frumos, nu vă interesează, ușa este acolo, noi nu tratăm mâna. Noi tratăm organismul în ansamblu, fiindcă s-ar putea boala să vină din cu totul și cu totul altă parte. Nu. Da, dacă îi puneți, adică lasă și durerea respectivă. Bineînțeles. Deci, dar noi trebuie să găsim de unde pornește boala. Nu locul unde are efect la un moment dat. Și ceea ce mai este foarte important este faptul ca persoanele să vină la control. Fiindcă la control sunt două lucruri deosebite. Odată ne dăm seama de efectul biofitomodulatorului asupra organismului respectiv și a doua oară este nevoie de schimbarea locurilor biofitomodulatorilor pe corpul respectiv, poate de eliminarea unora din ei. Și totodată rugăm pacienții să-și facă anumite analize la alte clinici, nu la noi, tocmai ca să dispară acel lucru. Apoi am făcut la ei consultații, am făcut la ei tratamentul, am făcut la ei analizele și aici tot chiar. Dar nu face și noi asta analizele. Adică, noi putem să facem analizele cu aparatura pe care o putem, că oricum o facem când vine la control, dar e bine ca ei să vină cu niște analize din altă parte. Ca să le confruntați, să vedem. Ca să confruntăm și să vedem că lucrurile ies așa cum trebuie. Și trebuie să mai spunem telespectatorilor faptul că odată dispariția durerii sau a simptomelor afecțiunilor respective, nu înseamnă vindecare. Vindecarea este după o perioadă de timp foarte mare. Și foarte mulți dintre pacienți, în special cei care au dureri de oase, dureri articulare, cum au dispărut durerile, spune că a dispărut boala. Da. Nu dispare boala. Ea poate să acționeze să fie mult mai grav. Și atunci este nevoie de venit la control și să eliminăm acești biofitomodulatori, lăsându-i numai pe cei de protecție, atunci când dispare efectiv boala, fiindcă boala dispare atunci când dispare și informația de boală, fiindcă poate să rămână informația și după o perioadă de timp boala să revină. Da. Păi noi ne interesează să dispară informația de boală ca organismul să nu se mai îmbolnăvească. Bineînțeles, prin acești biofitomodulatori, noi putem și prelungi foarte mult durata de viață. Eu am spus-o și o repet, că omul poate procrea până pe la 150 de ani și poate să trăiască până la 180-200 de ani în condiții foarte bune. Dar depinde, în primul rând, de om. Dacă vrea să facă lucrul acesta, se poate întâmpla și faptul pe care l-am spus un pic mai înainte. Da, am înțeles că pentru copii este gratuit tratamentul, consultații. Nu, pentru copii care au acea problemă. Oaselor de sticlă. Da. Dar pentru o persoană cu altă afecțiune, de exemplu cu cancerul de piele, cât costă ca acel om să-și achiziționeze? Nu știm cât costă dinainte. Vă pot spune cât costă consultația. Consultația este 200 de lei, durează în jur de o oră, dar poate ajunge și la o oră și jumătate sau la două ore, funcție de gravitatea care este acolo. Iar un asemenea biofitomodulator costă 55 de euro. De cât este nevoie, medicul o spune numai după ce a terminat consultația și testarea. Nu poate să știe dinainte, fiindcă pot fi două persoane cu aceleași probleme de sănătate, dar să aibă număr diferit de biofitomodulator. Și am avut frații gemeni care au avut aceeași problemă de sănătate și număr diferit de biofitomodulator. La unul să aibă 5 și unul să aibă 12, sau unul să aibă 7 și unul să aibă nevoie de 3. Dar asta nu putem ști decât numai după ce se face testarea
respectivă. Dar dacă omul nu este pregătit să ia, atunci nu e nicio problemă, poate să vină a doua zi, poate să putem să-i trimitem prin poștă, prin comandă online. Deci există posibilități dacă nu este. Dar consultația pentru cei care sunt în câmpul muncii este 200 de lei. Pentru pensionari, studenți, elevi și copii este de 150 de lei și v-am spus cât durează. Se poate plăti și în rate? Pentru că nu. 55 de euro nu, nu este se poate plăti în rate. Micuță. Deci deocamdată nu avem această posibilitate. Dar poate să ia schema respectivă într-un interval de timp. Dar posibilitatea să faci analiza la doctor, n-ai banii acum, doctorul ți-a stabilit, îți spune, strângi banii, îți mete timpul. Da, dacă are nevoie și... de 10, sunt 550 de euro. Asta este, te costă și la orice tratament, dacă te duci, te operezi și îți cere 2000 gândiți-vă de euro. Că el costă 55 de euro. Dar el este valabil 10 ani de zile. 10 ani de zile. O perioadă de 10 dacă ani. Vi se recomandă niște flacoane care costă mai puțin, dar trebuie să le iei din lună în lună de zile, cum vi se pare? Cam același. Dacă împărțim, nu e cam același, că dacă împărțim pe 55 la 10 ani, sunt 5,5 euro pe an. Dacă mai împărțim la 12, ne vine cam 0,5 euro pe lună, da? Mai mult? Nu mai este mult. Deci trebuie să vedem și partea cealaltă. Și încă un lucru, ele n-au efecte secundare. Asta vreau să vă întreb. Efecte deci ele secundare nu au efecte secundare față de celelalte care au 10 de asemenea efecte. Din contră, ele elimină toxinele din organism și chiar la unele medicamente elimină o mare parte din acele efecte secundare. Dar lucrurile acestea probabil că le vom spune într-o altă emisiune și voi veni cu un medic care să le explice mult mai bine și pe înțelesul telespectatorilor. Da, mai avem două minute. Ce vreau să vă spun, adică aceste timbre, cum se numesc? Biofitomodulatoare. Da, biofitomodulatoare, așa spune, cum se numesc. Se aplică după un control făcut de niște oameni de specialitate, adică, care este foarte important. Nu că omul vine și să face un control de către niște medici și după aceea urmează tratamentul cu acestea. Adică nu e o chestie care vine cineva și spune, bă, puneți-le aici, puneți-le aici, puneți-le aici. Adică e o chestie studiată, făcută de oameni de specialitate, nu? Bineînțeles, medicii care sunt singurii care poate să facă un consult și care să... Dacă mai avem totuși un minut, aș mai spune o dată de plasările. Așa spun și eu, ne luăm la revedere de la telespectatorii, ne luăm la revedere, vă mulțumim, ne revedem cu domn profesor săptămâna viitoare și acum în încheiere mai vă spunem cu atât unde aveți punctele de întâlnire cu dânsul. Deci 25 februarie, 3 martie la Arad, la Galeria Mall. Deci 25 februarie, 3 martie Arad, Galeria Mall. Vom fi însoțiți și de un medic care, bineînțeles că el va da consultațiile respective. Conferință pe 28 februarie la Hotel Ramada din Sibiu la ora 17. Deci conferință Sibiu 28 februarie, Hotel Ramada Sibiu ora 17. Și consultații tot la Sibiu 1-3 martie pe strada Uzinei numărul 2. Pe 7 martie avem o conferință la Iași, la Casa Cărții, la ora 17. Pe 14 martie, conferință la Drobeta Turnul Severin, la Casa de Cultură a Tineretului. Și pe 15 și 16 martie, tot acolo, la Casa de Cultură a Tineretului, Drobeta Turnul Severin, vom da consultații. 29-30 martie vom fi la Oradea, 29-31 martie vom fi la Cluj, la Julius Mall, deci 29-31 martie la Cluj, la Julius Mall, 4-6 aprilie la Galați, la Centrul de Consultanță Ecologică, din strada Basarabiei numărul 2, deci 4-6 aprilie Galați, Centrul de Consultanță Ecologică, strada Basarabiei numărul 2, pe 11 aprilie o conferință la Piatra Neamț, deci 11 aprilie conferință Piatra Neamț și 12-13 aprilie consultații la Piatra Neamț. Și vă aștept la congresul, ediția a 5-a Ancu Dincă, Hotel Royal București, pe 24 mai 2013, începând cu ora 9. Vă spun și eu, la revedere și să ne vedem cu bine. Mulțumim pentru prezență. Publicitate.